Universitatea Aurel Vaicu vine în ajutorul elevilor care nu au reușit să obțină note de trecere la examenul de bacalaureat. Peste 260.000 de tineri nu au luat bacalaureatul în ultimii ani, o cifră uriașă. Noi ne-am gândit să venim spre orizontul lor de așteptare, să facem cursuri gratuite pentru ei. Cursurile vor începe în 28 luni iulie, deci 28 iulie într-o zi de luni, la sediul rectoratului, la ora 10. Îi așteptăm pe toți cei care nu au reușit să promoveze bacul în prima sesiune. Facem aceste cursuri și pentru sesiunea a doua și pentru sesiunea a treia de bacalaureat. Deci, cu gratuitate absolută pentru toți cei care nu au reușit să obțină bacalaureatul din acest an sau din anii precedenți. Universitatea Aurel Vlaicu organizează pentru absolvenții care nu și-au luat bacalaureatul atât din această promoție, cât și din promoțiile anterioare. Organizează cursuri gratuite pe toate disciplinele de bacalaureat. Îi așteptăm pe toți absolvenții să vină aici la sediul rectoratului ca să se înscrie pentru a putea începe din data de 28 iulie aceste cursuri de pregătire pentru etapa următoare de bacalaureat. Cei interesați să participe la aceste meditații se pot înscrie la rectoratul Universității Aurel Vlaicu.